Salut, prieten! Astăzi vom face un tutorial horărar re minor. Știu că n-am mai făcut de mult tutoriale, dar vă promit că revin în forță. Azi vom face o horă care îmi place mai mult, o horă așezată de masă, în re minor, da? Și hora sună cam așa. Bun. Și acum să încercăm să-i facem foarte rar tutorialul, da? Deci, dăm re minor, am zis, da? Plecăm de aici după la cu re, da? Simplu. Sper că-mi vedeți mâinile foarte bine, da? Foarte rar. Mai rar, da? Prima parte, hai! Se repete, da? Partea a doua după asta. Imediat intrăm cu partea a doua, da? Da? Mai rar. Și un pic mai repetăm o dată, da?
Da? Deci e foarte simplă, da? Sună cam așa. Frumoasă, da? Atenție mare la părțile rare, da? Să face stilul ca lumea. Eu când o arăt rar așa, nu o arăt cu tot cu stil, și o arăt așa, scolastic, mă. Faceți-o foarte, foarte, foarte rar și după ce vă intră bine în mână, începeți-o normal în forță, da? Hai, vă pup, sper să vă fie de folos!